Vrei să ai o nuntă de poveste? Alege restaurantul care ți se potrivește. Lordinu, strada Mărăști, numărul 9, pentru că la noi luxul se îmbină în mod reușit cu amabilitatea și calitatea excepțională a preparatelor. Cea mai bună pizza, cea mai mare, dar și preparatele tradiționale, toate la Lordinu le găsești. Eleganță și bun gust continuu. Lordinu. Forța Zero, forța care te protejează. In Action organizează înscrieri la cursuri de dans, breakdance și street dance, precum și autoapărare Aikido. Nu! Aerobic In Action. Mențineți-vă și îmbunătățiți-vă forma fizică. Lapte de Monor, natural și hrănitor. La masă! La masă! Oh. Hei, la masă am zis. Ce ofertă tare la Renault. Da, voi vorbesc. Nouă nu prea ne e foame. Exact ce ne doream. Dacă nu veniți acum, vă închid calculatorul. Nu, te rugăm, mai stăm doar un pic. Calm, da? Calm. Acum, doar prin oferta Renault exclusiv, primești pentru simbol până la de 5 ori contravaloarea primei de casare și 5 ani în garanție. Guard 3, Bistrița Tărpiului 10A, 217777. Instalează sisteme profesionale de supraveghere video pentru orice tip de locație. Tehnologia de ultimă generație permite acum o supraveghere panoramică a zonei protejate din orice colț al lumii prin intermediul internetului. Vrei să-ți vezi proprietatea la orice oră din zi și din noapte, chiar dacă stai în Australia și ai cabana, de exemplu, la Colibița? Noi suntem soluția. Guard 3 comercializează și detectoare radar, solare sau cu alimentare de la acumulatorul mașinii, sisteme GPS navigație cu harta completă a României și a restului Europei, sisteme Car Kit cu conectare prin Bluetooth. Guard 3, Bistrița Tărpiului 10A, 217777. Cu noi dormi mult mai liniștit. Societatea comercială Redivivus SRL este autorizată și deține etichete valorice pentru colectarea vehiculelor scoase din uz prin programul Rabla. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ioan Căianu, numărul 4, zilnic, între orele 8 și 16.30, pentru predarea autovehiculelor și ridicarea etichetelor valorice. Structural Events și Primăria Bistrița organizează în perioada 27-28 februarie 2010 exponunți și evenimente. Manifestare care va reuni peste 20 de firme participante, reunite într-o locație de excepție. Un cort de lux cu o suprafață de peste 300 de metri pătrați pe pietonalul municipiului Bistrița. Exponunți și evenimente se adresează atât viitorilor miri, persoanelor implicate în organizarea unei nunți, dar și oamenilor de afaceri cu interes în industrie. Expoziția oferă soluții complete pentru ca ziua nunții să fie transformată într-un eveniment de neuitat și organizarea acesteia să beneficieze de opțiunea de a alege dintre cele mai bune oferte din domeniul nunților. Mulțumită firmelor participante cu experiență în astfel de târguri de profil, vizitatorii vor beneficia și de sfaturi și ultimele tendințe în materie de rochii de mireasă, costume de ceremonie, accesorii, decor și nu numai. Organizatorii au pregătit un program special conceput pentru a crea o atmosferă specifică nunții, o tombolă cu premii la fel de speciale, reduceri de prețuri pentru contractele semnate pe perioada expoziției și multe alte surprize. Lapte de Monor, natural și hrănitor. Prețurile au intrat la apă la bazinul de not Schreiner. Bistrița are acum acest bazin de not la standarde europene. Și pentru că școala de not Schreiner este pentru începători și pentru fitness sau aerobic, aquagym, masaj, tai bo sau squash, toate într-un singur loc. Centrul de Sănătate și Sport Schreiner, Bistrița, Societate, 16A, 0788-379-918. Sunt Florin Piersic. Na, hai să vedem, dragilor, ce-i la Valea Blaznei. Complex turistic Alpina Blazna, un loc perfect să petreci vacanțe la înălțime.
cazare, masă, piscină, sală de fitness, băi dacice, pârtie de schi, parc de joacă pentru copii. www.alpinablasna.ro. Vacanțe la înălțime. No, așa e, mă, ciocoflendelor, e tare fain la Valea Blasnei, e extraordinar. Un teren în suprafață de 9,5 ari, situat extravilant pe strada Sub Cetate, deschidere 30x31 metri, preț 14.000 euro, negociabil. Telefon 0740 457591. Este deosebit! Glamour Cafe and Lunch. Te răsoțăm cu cele mai aromate, sofisticate și diverse sortimente de cafea, ceai, minuturi, toasturi, salate, pizza, deserturi și cocktailuri. Vrei să fii trendy? Vrei să fii răsfățat de atmosfera de club? Muzica house și servirea ireproșabilă? Caută-ne! Descoperă-ne! Relaxează-te! Glamour Cafe and Lunch, Bistrița, strada Crinilor. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Revenim, doamnelor și domnilor, dezbaterea bugetului, ultima emisiune pe care ASTV cu Primăria Bistrița în parteneriat, iată, o realizează. Sperăm că ați înțeles câte ceva în urma celor trei emisiuni. În această seară, două ore, mai avem aproximativ 50 de minute. Nu pierdem timpul și dăm cuvântul telespectatorului care sună. Dar totuși aș vrea să intrăm și în probleme concrete. Bună seara! Alo! Bună seara, cum vă numiți? Auziți, da? Domnule Bălan, cum vă numiți? Exact! Marius Bălan, vă ascultăm! Vă salut pe toți din studio! Doresc să-i felicit și să le mulțumesc atât domnului primar cât și consilierilor care au muncit la stabilirea și dezbaterea acestui buget. Personal am urmărit cu interes major, mi-am luat și unele notițe, toate emisiunile televizate pe această temă. Felicitări! După o prezentare excelentă, am înțeles foarte bine cum se realizează un buget local și importanța pe care o are. Ca cetățean și cotizant direct la acest buget, într-un procent mic, dar care nu trebuie neglijat, este normal și democratic să mă intereseze felul cum sunt consumați banii. Subliniez aceasta pentru că atenția guvernului să pregătesc închiderea a câteva sute de școli din țară, din care multe sunt reabilitate sau în curs de reabilitare. Și la noi în Bistrița avem un exemplu. Școala din Vișoara, care am înțeles că se va reabilita cu costuri destul de mari, de peste 30 de miliarde, și care, în opinia mea, oricând riscă să fie comasată, închisă. De aceea, eu vă rog, stimați consilier și domnule primar, trebuie foarte bine studiate locațiile înainte de a se repartiza banii. Oricât de generos ar fi un buget, el nu va ajunge niciodată și ar fi păcat ca acești bani să se piardă sub forma aceasta. Mulțumim! În rest, vă mulțumesc încă o dată pentru felul în care m-ați făcut să înțeleg fenomenul bugetului și vă doresc succes la toate. Mulțumim, o seară bună, și eu care credeam că n-a înțeles nimeni nimic. Iată că totuși sunt oameni care au înțeles, domnule primar, cifrele pe care la un moment dat păreați că le rostiți doar fără a vă face înțeles. Sunt oameni care înțeleg, deci să nu-i desconsiderăm pe cei care se uită la stele. Domnul Cristian Berar, am pregătit pentru emisiunile care le-am avut cu dumneavoastră și cu celălalt post de televiziune. De asemenea, în conferința de presă, în întâlnirea cu oamenii de afaceri. O variantă pe înțelesul tuturor, așa cum ați scris și dumneavoastră, pentru că dacă am venit cu prezentarea bugetului așa cum se prezintă el în Consiliu și cum se redactează în conformitate cu legea, desigur că domnii consilieri aici înțelege, dar altcine va în afară de domnile lor, cred că nu. Până vă retrageți cu puțină apă, vocea, mai luăm un telefon. Da. Haideți să vedem cine vor fi multe, seara. Trebuie să și răspundem la el. Exact, bună.